Mopete a lipsit multă vreme de acasă și într-o dimineață s-a întors să-și vadă pisica. Era o dimineață cu soare, în curte, frica lui Mopete de locul acesta se strânsese, retrasă, lângă florile părite de vară din brazdă la soare. Avea acum chipul pisicii și îl privea pe Mopete cu ochi impasibili și abia decolorați de lumina cu străvezime autumnale. Mopete, oprit o clipă să o privească, o simțea pe pisică foarte străină. Ar fi vrut să intre repede în casă. O nefirească amețeară îl legăna pe trepte înspre pisică, înapoi, până la urmă pisica a plecat cu mersul greoi al plictiselii. Se vedea că este urât.